Continuăm cu zodia Leu. Această perioadă, tranzitului Jupiter în Fecioară, din 12 august 2015 până în august 2016, este o perioadă interesantă pentru Leu, pentru că toată efuziunea pe care a trăit-o Leul în perioada august 2014-2015 și în care astrele au subliniat magnetismul, farmecul personal, energia pe care le-a emanat în jur, trecem acum la o perioadă cu Jupiter în Fecioară de calmare. Pentru că această efuziune această risipă de energie a condus și la unele excese, gesturi prea ostentative, declarații prea zgomotoase și mai ales o dorință de a trăi viața și plăcerile vieții din plin. După 12 august, cu Jupiter în Fecioară, lucrurile se mai cumințesc. Apar calculele, riscurile și chiar nevoia de igienă sentimentală ale lor. Ei înțeleg că au de pierdut dacă nu știu să-și aleagă partenerul sau dacă petrec timpul cu persoane care nu le aduc lucruri bune. Vor legături de calitate sau puțină odihnă. Așa că toamna lui 2015 este prețioasă pentru decantarea experiențelor din lunile anterioare, aducând înțelegere, conștientizare, liniștire. Leii ce se află într-o relație de cuplu se poate spune că din 12 august intră într-o perioadă mai cu minte și se adună de pe drumuri. Cei care se află într-o relație conjugală supărătoare se pot gândi la o eliberare, dar dacă nu o fac până acum, n-au făcut-o până acum în 12 august, după 12 august par să renunțe la idee în urma calculelor. Câștiguri, pierderi, minusuri, plusuri. Acest lucru nu înseamnă că relația este și vindecată, deci chiar dacă rămâneți în aceeași relație, nu înseamnă că ea este și vindecată. Rămâne să aveți în atenție acest aspect al vindecării relației până anul viitor în august, pentru că din august 2016 Jupiter va intra în balanță și acele relații care nu se vindecă, nu se armonizează, nu se liniștesc, nu se calmează, nu se reîmprospătează prin proiecte comune, prin acțiuni comune, se vor rupe după august 2016. Nu este garantat că cei care sunt singuri își găsesc un partener în această a doua jumătate a anului 2015. Pot să nici nu dorească unul, ci doar să se bucure din plin de acest succes pe care îl au și de farmecul lor. Privind cariera și banii, pentru lei din 12 august, influența lui Jupiter în Fecioară activează zona banilor care vin prin munca voastră. Beneficiile vin din eforturi proprii. Eficiența muncii voastre este mult mai mare începând de acum, deci nu veți mai lucra doar din pasiune sau fără să aveți beneficii concrete, ci deja sunteți convinși că experiența pe care o aveți și faptul că ați dovedit că sunteți oamenii necesari în serviciu sau în firma în care lucrați poate să conducă și la negocieri, renegocieri sau la mai multă eficiență în muncă. De aici vor apărea, cum spuneam, și rezultate financiare mai bune, așa că este de așteptat ca toate proiectele voastre începute încă din 2014 și desfășurate în prima parte al anului 2015 să ducă la succes financiar în această a doua jumătate a anului și prima jumătate a anului 2016. Vă sfătuiesc să investiți în proiecte cu derulare pe termen lung, proiecte pretențioase și chiar grandioase, nu mărunțișuri. Pot avea loc schimbări în această perioadă foarte mari în viața voastră, în funcție de ce decizii luați. Pentru unii poate să vizeze o călătorie în străinătate sau o afacere cu străinătatea, pentru unii poate să fie vorba de plecări legate de studii, o mutare în altă zonă a țării unde veți desfășura o activitate care să vă poată ducă la succes și care vizează viitorul dumneavoastră pe termen lung. Privind sănătatea, după
tumultuosul tranzit al lui Jupiter în leu de anul trecut până acum, în 12 august, veți avea, începând din 12 august, o perioadă de calmare. Mare parte din sănătate va ține de farfurie, de ce aveți în farfurie, de ce mâncați. Pentru că Jupiter în Fecioară se instalează în zona asimilației, alimentației, și multe probleme de sănătate se rezolvă așa, prin atenția pe care o acordați farfuriei. Pentru alți lei poate fi vorba și de sport, dar nu excesiv. Leii nu trebuie să facă eforturi excesive până în august 2016. Deci să-și conserve puțin energiile sau să ceară ajutor dacă este vorba de muncă fizică. În niciun caz sporturi extreme și eforturi excesive. De aici și probabil performanțele sportive nu vor fi grozave pentru lei. Pentru Fecioară, din punct de vedere relațional, dragoste, 2015 este foarte special, anul, pe ansamblu. Și el se împarte în două zone. Prima jumătate a anului, cât Jupiter a fost în leu, a fost o perioadă favorabilă încheierii diverselor etape sentimentale. Nu trebuie neapărat să fie vorba de terminarea unei relații, ci să încheiați anumite situații neplăcute ce s-au creat pe parcursul anului pentru a putea evolua și maturiza relația. Din 12 august, cu Jupiter în Fecioară, se cer cu totul alte lucruri relației pentru a putea să scoateți cât mai mult profit pentru starea voastră de bine. Este o perioadă plină de elan, entuziasm, optimism, de declarații, decizii, angajamente, gesturi tranșante. Intrați într-o altă fază a relației sau poate într-o altă relație. Dacă nu vă doriți nici una, nici alta, pentru că v-a ajuns ce ați trăit până la acest moment, atunci pur și simplu vă veți bucura până anul viitor în august din plin de viață. Privind cariera, până la 12 august este perioada în care pe de o parte încheiați etapele pe care le-ați parcurs, iar pe de altă parte vă odihniți și analizați ce s-a întâmplat în viața voastră socială și profesională, de ce ați făcut anumite alegeri și unde v-au dus ele. Este o perioadă benefică mai mult pentru o pregătire minuțioasă a unui salt, a unor schimbări majore, pe care le veți face probabil anul viitor. După 12 august începe perioada marilor mișcări, marilor acțiuni. Probabil că unii veți face pași mai mici acum până la finalul de an, dar vor fi pași considerabili în prima jumătate a lui 2016. Veți fi, începând din 12 august 2015, pe un trend ascendent, extraordinar de energetic și vital, foarte tonici și optimiști. Trebuie să folosiți inteligent energia de care veți dispune. Nu reușita, nu afirmarea vizibilă prin funcție, bani sau recunoaștere publică sunt importante. Mai important este cum vă situați sau cum vă simțiți în viața dumneavoastră și să știți că faceți lucruri care vă reprezintă. Privind sănătatea, Jupiter în leu, de anul trecut din august până acum în august, acest Jupiter în leu v-a atenționat. Organismul v-a trimis semnale privind disfuncționalitățile interne. După 12 august, Jupiter în Fecioară aduce energie, tonus, curaj, încredere și optimism și este o etapă absolut superbă de care vă veți bucura până la sfârșitul anului. Să vedem în continuare și balanța. Pentru balanță, perioada care urmează este destul de interesantă din punct de vedere al bilanțului pe care trebuie să și-l facă balanța. Din luna august, acest Jupiter în Fecioară calmează foarte multe lucruri. Vă puteți odihni, puteți să reflectați asupra situațiilor pe care le-ați trecut de anul trecut, începând din august anul trecut până acum, în august. De asemenea, începe să nu mai fugiți de singurătate sau chiar să vă izolați, nu mai căutați să fiți deosebit de atractivi pentru ceilalți. Este foarte posibil
Dacă din vara lui 2014 până în vara lui 2015 ați avut o relație sau ați început o relație, e posibil ca în această perioadă relația să nu treacă de pragul testului, adică să rămână într-o zonă discretă, fie pentru că există imposibilitatea de a o afișa, fie pentru că persoana nu este încă suficient verificată. Din vara lui 2015 până anul viitor, Jupiter în Fecioară nu mai vorbește atât de mult de relații zgomotoase, de succes public sau de o poveste sentimentală trăită la vedere, sau se intră într-o perioadă de vindecare sentimentală. Dacă doriți aventuri sau, eu știu, legături noi, nu mai trebuie să mizați pe această perioadă. Trebuia să faceți acest lucru până acum, în 12 august. Privind cariera, se anunță cu Jupiter în Fecioară o perioadă în care munca se instalează într-un tempo mai lin sau poate chiar ritmat, o perioadă mai liniștită și mai introspectivă. Trebuie să așteptați să vă vină rezultatele acțiunilor întreprinse până acum sau veți contempla ce ați construit până acum, fără să mai puteți interveni în construcția făcută. Prin urmare, dacă vreți să luați niște măsuri, trebuie să vă hotărâți sau trebuia să vă hotărâți până acum, în 12 august. După 12 august, rămâne să analizați dacă au fost decizii bune, care sunt consecințele pe care le nasc, și e posibil să ajungeți la concluzia că s-ar fi putut proceda altfel. Deci este important să vedeți cam acum, în această perioadă cu Jupiter în Fecioară, să reflectați puțin dacă ați luat decizii bune privind activitatea și relațiile cu asociații, colaboratorii. Nu trebuie să începeți ceva nou, pentru că astrele nu mai favorizează sau câștigurile, averea va fi mediocră sau nu mai favorizează acțiunile de anvergură. Privind sănătatea, cât timp Jupiter a tranzitat Leul, ați avut o perioadă foarte frumoasă în care ați simțit bucuria de a fi, de a trăi, ați fost tonici, optimiști. A fost o perioadă petrecută fără griji, în care mulți ați valorificat oportunitățile, șansele pe care le-ați avut pe diverse planuri. Începând cu Jupiter în Fecioară, de acum, din 12 august, vine și nota de plată. Adică cei care au făcut excese vor avea de plătit. Sau, în caz contrar, pentru cei care au știut să se organizeze sau să-și întrețină starea de sănătate, va veni o perioadă de odihnă bine meritată după exuberanța, excesele pe care le-ați făcut, chiar dacă balanța nu este chiar așa o zodie iubitoare de excese. Este o perioadă acum, din punct de vedere al sănătății, de calm, de pace, de liniște, de recuperare, de detașare sau chiar de însănătoșire pentru unii dintre dumneavoastră. Pentru Scorpion, Jupiter, care a tranzitat semnul Leului în prima jumătate a anului, a adus succes în afaceri legale, în acțiunile mai mult sau mai puțin oficiale, mai ales în relații. Vă spuneam că este bine să oficializați sau să declarați oficial o posibilă uniune, căsătorie sau, în mai puține cazuri, o separare. Totul trebuia să fie făcut pe față și declarat. Începând cu a doua perioadă a anului, cei care nu și-au găsit partener, dar caută în continuare, sau cei pentru care își doresc un copil, acest Jupiter în Fecioară aduce șansa unui nou membru în familie sau a unui prieten, cunoștință foarte importantă în viața nativului.
Este o perioadă în care, datorită faptului că Jupiter se află în casa prietenilor, relațiilor, participarea la tot felul de evenimente colective sau de natură socială sau de natură personală, dar în cadrul mai larg cu prietenii, cunoștințele, poate să conducă la transformarea unei relații de prietenie într-o simpatie și chiar dragoste. Adică un prieten oarecare se poate transforma într-un iubit și chiar un partener în viitor. De asemenea, poate datorită prietenilor care vă pețesc sau a unui anturaj în care vă simțiți foarte bine, aveți șansa și posibilitatea să cunoașteți oameni foarte interesanți. Din punct de vedere al familiei, al cuplului, cred că în această perioadă care urmează, cea mai importantă este relația cu copiii. Dacă relația este foarte bună sau vă doriți copii, aveți șansa de a vă bucura de această influență astrală favorabilă a lui Jupiter în Fecioară. Dacă relația cu copiii nu merge foarte bine, vă puteți aștepta la tot felul de șicane sau neplăceri pe care nu foarte mari, dar permanente din partea niște tracasări sau decepții venind de la copii, mai bine zis. Privind cariera, din 12 august, Jupiter, care intră în rezonabila zodia Fecioarei, vă ajută să fiți mai rațional prin observațiile unor buni prieteni, printr-un stil de viață care se instalează în niște limite mai modeste, mai normale. Se pare că ajunge să lua succesul ca pe ceva firesc destul de repede, pentru că cu Jupiter în leu de anul trecut și până acum, toți scorpionii trebuiau să stea pe val. Au avut oportunități nemaipomenite, au fost luați de val, ridicați de concursuri de împrejurări favorabile, împinși spre înălțime, funcții, putere și așa mai departe. Ei, acum cu Jupiter în Fecioară veți reveni puțin la normal. E o perioadă în care și din punct de vedere financiar veți deveni mai rezonabil, mai puțin cheltuitori și chiar veți constata până la finalul anului că veți reuși să puneți și ceva deoparte. Privind sănătatea, pentru nativii Scorpion, marea problemă în această perioadă poate să provină din deplasări. Acest Jupiter în Fecioară poate să aducă șansa unei protecții providențiale în cazul unei deplasări, dar dumneavoastră trebuie să fiți puțin mai prevăzători pentru că riscați accidente destul de grave sau cu reparații foarte costisitoare în această a doua jumătate a anului și cu precădere între septembrie-octombrie. Dar despre acest lucru o să mai povestim. Privind săgetătorul, Jupiter în Fecioară, în casa a 10-a, a poziției sociale, renumelui, reputației, imaginei publice, poate să vă aducă oportunități, misterioase concursuri de împrejurări privind avansarea, promovarea, dezvoltarea unei noi afaceri, asocieri, parteneriate cu foarte bune profituri, colaborări extraordinar de bune. Veți primi propuneri de ordin social, colectiv sau de ordin personal în cazul relației, dragostei, de logodnă, utilă poziției sociale sau chiar de căsătorie. Este o perioadă în care clientela, profitul, relația cu clientela și publicul crește și de aici o creștere a profiturilor. Vă sfătuiesc să puneți deoparte ceea ce câștigați, să nu faceți investiții costisitoare, cumpărături mari. Veți fi tentat să cheltuiți pentru cămin, să vă schimbați căminul, să vă schimbați ambientul în cămin. S-ar putea să cumpărați lucruri scumpe și care ulterior să nu vă placă. Deci nu sunteți... Nu este bine să faceți aceste lucruri, cel puțin în această toamnă până la finalul anului. Discutăm probabil de unele cheltuieli mai bune sau mai importante în perioada decembrie. Dar până atunci e bine să fiți puțin mai ponderați.
Nu sunt excluse beneficii care vin din exploatarea unor imobile, prin închiriere, prin vânzare-cumpărare. Nu sunt excluse beneficii din deplasări, dar mai ales din colaborări, asocieri, parteneriate. Privind relațiile, dumneavoastră trebuie să fiți atenți la niște surprize din punct de vedere relațional, întâlniri neașteptate cu oameni foarte importanți pentru viitorul dumneavoastră, revederi, dar pot fi și unele necazuri din pricina unor relații mai vechi pe care nu le-ați clarificat. Poate să apară unele surprize în raport cu copiii, evenimente neprevăzute, poate o sarcină neașteptată, poate pentru unii nedorită. Ce este important din punct de vedere relațional este că începând de acum din august până anul viitor, toți săgetătorii doresc oficializarea relațiilor. Privind starea de sănătate, trebuie neapărat să faceți o detoxifiere, o purificare a sângelui, puteți avea probleme de circulație, puteți crește în greutate, n-ar fi rău să fiți mai atenți și dumneavoastră la alimentație și mai ales la anumite vești sau situații care vă surprind și vă afectează emoțional. Să știți că răul vine pentru că vă implicați emoțional. Cu cât sunteți mai detașați de tristețe, de lucrurile negative, de oameni care vă scad moralul, cu atât vă va fi mai bine. De aceea nu vă implicați prea mult în situații de care puteți să vă detașați. Chiar dacă e vorba de o rudă, de o persoană iubită, dragă, apropiată, lăsați lucrurile să și le rezolve acea persoană sau să le rezolve providența. Încercați să nu vă implicați. Sunt vești triste sau situații neașteptate, poate uneori le exagerați. De aceea vă sfătuiesc să nu vă implicați foarte mult, dar care vă pot afecta starea de sănătate prin supărare. Nu sunt neapărat lucruri care trebuie să le luați așa fatalist, dar probabil că unii dintre săgetători se vor îngrijora peste măsură și de aici problemele de sănătate pe sistem digestiv, probleme cu stomacul, gastrite, duodenite și așa mai departe, sau de circulație sangvină. Trebuie să acționați și noastră privind schimbarea stilului de viață radical, să renunțați la anumite alimente sau la anumite tabieturi proaste, nu mai perpetuați obiceiurile proaste, pentru că acest Saturn care se află în zodia noastră până în 2017 va aduce exact această lecție, să învățați cu înțelepciune, să acționați temperat, perseverent, diplomat și într-o continuă asceză sau economie, fără prea multă risipă și implicare. Pentru Capricorn se anunță o perioadă deosebită privind raporturile cu biserica, clerul, cu justiția, cu învățământul superior, cu oficialii și cu străinii călătorii. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să primiți o propunere de serviciu în străinătate și de aici o testare a relației de cuplu. Poate partenera nu-și dorește această mutare, plecare din țară, poate că primiți un loc de muncă în altă parte a țării. Ei, și de aici au unele discuții. Trebuie să acționați în ideea de a convinge pe cei apropiați că va fi o schimbare benefică. S-ar putea să întâmpinați unele adversități, vor fi certuri, divergențe de opinii, nu sunt de lungă durată. Încercați să fiți mai diplomat. Aveți o tendință de a acționa când franc deschis dur, când de a vă închide în dumneavoastră și a nu vă arăta gândurile și preocupările. Încercați o comunicare mai fluentă, aduceți argumente, aveți puțină răbdare, pentru că această adversitate nu ține mult. Până la urmă veți convinge și partenera și familia că schimbarea pe care vă doriți este benefică și este în special necesară dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră sunteți cei care aveți nevoie de această transformare și schimbare de loc, locuință, serviciu, ambient și așa mai departe, poate chiar și țară, cum spuneam. Vă
tot ce ține de străinătate, de acțiuni oficiale, de înscrieri la cursuri de perfecționare, studii, diplome, cei care și au diplome în această perioadă, mai ales în afara casei, deci nu lângă casă sau în orașul în care sunt născuți, ci în altă parte a țării sau chiar în străinătate, această diplomă va atârna greu în viitor privind stabilitatea și avansarea. Poziția Capricornului se va accentua mult în bine sau în rău după 2017 în funcție de ceea ce va face în acest an. Un an protector cu important ajutor prin prieteni și protectori, cu beneficii din călătorii și pentru legături de prietenie și dragoste. Trebuie să fiți însă atenți la reputație. Reputația poate fi amenințată printr-o descoperire scandaloasă. Să vedem ca sănătate, aici vreau să mai spun, sănătatea este în general bună, totul ține de implicarea nervoasă, de agitația nervoasă, de frământările interne. Astrele vă protejează și serviciul și sănătatea, adică munca, acțiunea de zi cu zi. Trebuie totuși să faceți o detoxifiere a organismului, o detoxifiere a sângelui, o purificare a sângelui n-ar fi rău să faceți un sport pentru a mai elimina din tensiunea nervoasă pe care o aveți. Puteți avea ceva probleme cu încheieturile și risc de fracturi sau luxații, dar chiar dacă sunt unele lucruri aparent periculoase, par periculoase, ele ulterior se vor dovedi doar niște, cum să spun eu, semnale, crize acute, dar care sunt trecătoare. Pentru vărsător, o perioadă cu Jupiter în Leu până în 12 august deosebit de bună, am și spus, dar o perioadă ce urmează acum să aducă beneficii. Din acest moment, cu Jupiter în Fecioară, în casa bunurilor comune cu partenerul sau cu asociatul, va trebui ca tot ce ați făcut împreună cu soțul, partenerul, asociatul dumneavoastră să aducă rezultate. Toate acțiunile pe care le-ați întreprins, întocmirea unor contracte, documente legate de credite, împrumuturi, dacă ați cerut bani de undeva și așteptați, toate hârtiile pe care le-ați sau documentele pe care le-ați completat în vederea întocmirii și reglării unor conturi cu rudele privind o succesiune testamentară, tot ce ține de pensii, rente, dividende, acțiuni, asigurări, toate acestea vor intra în posesia dumneavoastră. Deci dacă ați întocmit tot felul de acte și ați cerut anumite drepturi, le veți primi începând de acum, din august până anul viitor, în august. De asemenea, este o perioadă în care veți fi căutați permanent de oameni, invitați la tot felul de petreceri. S-ar putea să primiți o propunere de a vă muta împreună cu partenerul și a trăi intimitatea împreună sau de a primi un ajutor din partea partenerului în cazul în care aveți nevoie, poate de o sumă de bani, poate de o locuință în care să stați temporar. E o perioadă în care primiți foarte, foarte mult ajutor și veți primi roadele acțiunilor întreprinse. Veți vedea pe cine vă puteți baza în viitor, cine sunt adevărații prieteni, pentru că vor fi și trădări de prieteni sau unii dintre așa zișii prieteni vor crea dificultăți și veți reuși să îi îndepărtați din viața dumneavoastră. E o perioadă foarte bună din punct de vedere premonițional, intuitiv, visele sunt premonitorii. Așa că folosiți-vă din plin și ca stare de sănătate. Starea de sănătate ține foarte mult de calmul psihic, de alternarea perioadei de muncă cu cea de relaxare. Femeile sunt puțin vărsători mai afectate pentru că apar niște tulburări funcționale interne legate de sânge sau legate de digestie. S-ar putea să îngrijiți o persoană, să se mute un părinte în casa dumneavoastră sau să trebuiască să faceți deplasări în ideea îngrijirii unei persoane. Privind peștii trec printr-o perioadă nemaipomenit de bună, începând de acum până anul viitor, privind parteneriatele, asocierile,
negocierile de contracte sau semnările de contracte, veți, dacă ați fost observați de anumite persoane de-a lungul anului privind activitatea, acum aceste persoane vă fac diverse propuneri legate de activități, afaceri, s-ar putea să aveți și unele discuții și acestea se vor întâmpla acum în toamnă cu actualii parteneri de afaceri sau asociați. Dacă nu vă mai convin condițiile în care munciți, răsplata activității dumneavoastră, este bine să discutați foarte diplomat sau deja să răspundeți altor cerințe din partea unor persoane care vă agrează și doresc colaborarea cu dumneavoastră. De asemenea, și privind cererile în căsătorie. Acum este posibil ca anumite persoane interesate de dumneavoastră să vă ceară în căsătorie, să vă facă propuneri. Privind sănătatea, este o perioadă foarte bună de acum încolo. Sunteți mult mai optimiști, mult mai încrezători, mult mai tonici, mai plini de îndrăzneală și mai încrezători în forțele proprii. Deci dacă până acum v-ați îndoit că meritați anumite lucruri sau că vă puteți vindeca în cazul unei boli, a unei afecțiuni, ei, de acum încolo veți vedea că veți fi mai siguri că va veni vindecarea, că ați ales bine medicația, tratamentul sau terapeutul. E o perioadă în care vă veți începe poate o terapie pe termen lung care va duce poate de la o simplă întreținere a organismului până la o vindecare a unei boli aparent incurabile. Privind banii, se anunță niște beneficii neașteptate care vin și din partea familiei, dar și cheltuieli neprevăzute. E o tendință de fluctuație. Lăsați partenerul de viață sau asociatul să lucreze, el este bine aspectat astral, sau asociați-vă cu oameni care vă pot oferi ajutor și vă propun niște lucruri interesante, pentru că partenerul și asociatul este foarte bine aspectat astral și de aici vă veți bucura și dumneavoastră de beneficii. Dragi telespectatori, acestea sunt informațiile, le voi mai dezvolta și în perioada care urmează, în emisiunile următoare. A fost o privire de ansamblu a acestui aspect astral. Sper să vă folosiți de el zi de zi, pentru că este vorba de vizarea acțiunii și activității de zi cu zi și să simțiți această influență a providenței zilnică asupra dumneavoastră. Toate cele bune, vizionare cât mai plăcută!